Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Stimați ascultători, a văzut cu toată lumea meciul au acolo. Au fost măcar 4.000 de suporteri. Și a dat numai mesaje optimiste pe grupul nostru de WhatsApp. Ne-a înflăcărat pe toți. Așa. Dar una peste alta s-a deci, terminat. Ce v-am zis, mă? V-am zis că sunt extraordinar băieții. Asta da, v-am zis. În permanență. S-a terminat cu bine. Am avut și așa și așa șansă. Da. Până la urmă, norocul și-l face omul cu mâna lui, avea să spună Edi Ordănescu la conferința de presă. Și România, uite cum câștigă grupa. Mie mi s-a părut uluitor realmente ce s-a întâmplat în celălalt meci din grupă. Ei au contat pe un eșec al uneia dintre celelalte două, adică se bazau păi să piardă ori România, ori Slovacia. Păi da. Rezultat în urma căruia la 1-0 eram eliminați. Și Ucraina, că ideea e acolo, Ucraina era echipa care avea nevoie de victorie ca să meargă mai departe. Altfel stătea la mâna rezultatului de dincolo și în contextul ăsta nu s-a jucat nimic. N-au adică jucat? A fost... Nu, oricum este un... Da. M-am uitat și pe statistică și m-am uitat din gând în gând și la ei că eram curios să văd ce se întâmplă. E un campionat european absolut particular, că a început în forță, primele meciuri au fost spectaculoase toate, s-au dat foarte multe goluri. Și acum s-a stins, de zici că e manevră, zici că toată lumea așteaptă ceva, un element surpriză sau, știi? Nu e de neînțeles cât de multe meciuri sunt în sezon și mai ales echipele mari care nu performează de niciun fel. Dar revenind la meciul nostru, vi se pare că a fost vreo înțelegere? Că eu am avut impresia că prin minutul 85 băieții ăia în albastru sau în ce culoare jucau, erau călare pe noi. Adică mie așa mi s-a părut, că dacă s-ar fi dat un gol din greșeală acolo, strica tot aranjamentul, dacă ar fi fost. Nu, dar nu poți să te înțelegi cu ăștia, mă. Finalul meciului s-au oprit și toți. Adică păi s-au oprit pe la minutele, de, la minutele de prelungire s-au oprit. Da, dar minutul 85, mă, și uite, au fost niște acțiuni pe stânga acolo, zic, bun, ăștia nu sănătoși. Serios. Eu aveam inima în gât la fiecare atac al slovacilor și... E și emotiv. Nu, dar serios acum, adică le-au finalizat pe toate... Periculos. Da. Ok, am avut și noi două ocazii importante până acolo. Dar, iar asta pe final, când mai sunt câteva minute și știi că dacă e un gol, pleci acasă, era valabil și pentru slovaci, și pentru noi, te duce firesc jocul într-o acalmie și un steag alb. Că, de cine v-a plăcut? Din Zaf. Echipă? De Yanis Hagi. Da, mie... și mie. Yanis a fost mie mi se pare că Yanis a crescut de la un meci la altul. A fost titular și parcă a avut altă prestație în meciul de seară. Da, nu era și de greu ce să nu crească de Stanciu la un meci la altul. Stanciu a plecat acasă la un dat sau băi, Stanciu a dispărut din echipă încă de la meciul cu Belgia, a fost foarte discret. Nu știu ce s-a întâmplat. Bine, până la urmă de făcut efort a făcut, adică a alergat pe acolo, a acoperit niște spații. Pe acolo. Dar na, te aștepți de la el care a dus practic echipa în spate, că el a fost lider și în preliminarii și a avut contribuție semnificativă la performanța asta, te aștept să-l vezi, cum îl vedeai pe Hagi, știi, cumva. Dar a fost foarte discret, să sperăm că a încărcat bateriile în felul ăsta și o să explodeze în meciul cu Olanda, dacă avem mare nevoie acolo de Stai să nu trecem măcar la Olanda. Dar la Luniță îi facem statuie? Facem, de ce să nu-i facem? Mie mi se pare că e surpriza campionatului, cel puțin pentru România. Pentru România. Absolut senzațional. Exact. Deci eu aș fi cârcotit cu Moldovan, cu Rapidul, cu astea, de fiecare, dar acum nu, n-ai ce zice. Omul e... N-ai, nu și-a fost, top. Dar întotdeauna a fost un tip foarte serios și are și o poveste foarte emoționantă. N-are legătură povestea și... cu ce se întâmplă la campionatul european. Pare pur și simplu e foarte bun. Se vede că are ceva în spate, ceva ce l-a dus până acolo, știi? Contextul. E frumos contextul. Facem iarăși povestea, n-ai repet. Cum să nu-l iubești. E nu, și foarte nu e vorba de asta, eu vorbesc de prestațiile lui la campionatul european. N-au legătură cu povestea, corect, sigur. Da, că dacă povestea dincolo nu l-a iubea nimeni. Și hai, domne, du-te, domne, de aici cu ăsta tot. Să fie poveștile în cărți, lasă-ne la exact. Fotbal, îl vrem pe Moldovan. Pe Moldovan, uite. Mamă, ce țipau rapidiștii, doamne, lei. Noi, e foarte bun. Alegerea a fost super inspirată. Și cine a mai fost bun? Un parle avec le... Cine a mai fost bun? De la noi. Mi-e foarte greu să-ți spun. Echipa a jucat în ordine. Altfel au fost niște probleme. Acum să fim sinceri, eu nu am trăit cu foarte mari emoții
meciul ăsta. În ce sens? La primul gol nu mi-a venit să cred ce lipsă de marcaj de cel a fost ala, da, singur cuc în care ăștia alergau năuci, cine făceau semne acolo? Unul altuia, că și Niță le făcea semne. Marin, cine băieți, era? Avem un nins aici. Da. Cine? Marin era nou cu acolo. Marin, teoretic, păi acum n-ai de unde să știi exact al cui era omul ăla, nu știm noi. Asta sunt chestii interne. El poate venea să acopere breșa lăsată de un alt coleg. În fine, a fost bine cu penaltiul. Eu după aia eram revenit un pic. Deși Vinclu a dat, frate, penal la penalti. Da. A tras cu sânge rece. Să știi că e mare lucru. Adică de multe ori te gândești ce mare lucru. Vezi că e o presiune acolo, este cumplit să execuți. Eu când am văzut că se oprește, a făcut pasul ăla și s-a oprit. Zic, de obicei când se opresc așa e nenorocire. Dacă nu sunt foarte bun executant, dacă sunt puternici. Uite, ne scriu ascultătorii și vorbesc despre Rațiu. Și Rațiu a jucat, a alergat, a fost senzația. Rațiu, da. Bine, nici nu era greu să-l vezi. Da, așa e. Asta zic, s-a și remarcat datorită părului albastru. Însă una peste alta, da. Băi, jos pălăria, echipa, cum a zis și Edi, până la urmă asta e secretul acestei echipe, coeziunea, spiritul de luptă, faptul că au revenit de fiecare dată când au fost conduși. Chiar și cu Belgia, să nu uităm, după ce au luat gol, a avut o ocazie foarte mare Drăgușin, au făcut un meci bun, mi se pare că au făcut un meci mai bun cu Belgia decât aseară și poate toată lumea se aștepta la o victorie facilă sau să dominăm o echipă precum Slovacia, că o consideram sub noi cumva. Vă reamintesc, nu există nimeni sub noi, la cotă de piață mă refer. Că în rest am dovedit că suntem peste foarte mulți. Am vrea și părerea voastră, prieteni, 0372069599. Sunați-ne și vrem să vă ascultăm. Cum vi s-a părut meciul? Cine credeți că a mers? Cine n-a mers? Dacă a schimbat ceva, ce a schimbat? Care a fost decizia inspirată luată ieri? Eu mă bucur că l-au ținut pe Mihaila un pic să se mai gândească la rolul lui în echipă. Mă bucur că a intrat și Pușcaș. Și s-a terminat cu bine. Da, a luat și un cartonaș, s-a remarcat imediat. Deci 0372069599. Cum vi s-a părut meciul? Și evident, ce credeți că facem cu Olanda? Mai sunt câteva zile până atunci. Dar de ce nu să ne gândim? Dacă soarta a fost crudă cu noi de această dată, dacă ar fi fost mai bine cu Slovenia, să vorbim ca microbiști noi între noi. Dați-ne și mesaj audio 0728 3D1 3D2. Niță ne-a calificat. Nița a fost superior la tot. Ce intervenție a avut săracul de el. Să dea Dumnezeu putere să joace la fel și cu Olanda. Hai România! Poate nu-i nevoie. Brașov. Doamne ajută, zi bună la toată lumea. Zici? Poate îi prindem pe olandez ca în ultimul lor meci din grupe. Ia zi, Luca, la olandez de cine ne e frică? De toți. Practic. Nu, da, Gakpo de la Liverpool, Xavi Simons ăla mie mi se pare un fotbalist foarte greu de contracarat. E extrem de rapid. Adică noi n-avem în lot ceva la fel de rapid ca băiatul ăsta. Dar să vedem că le-au și pe ale lor. Adică, na, cu Austria n-au dat randament. Sigur, au folosit și multe rezerve cu Austria. Trebuie să ținem cont de lucrul ăsta, că lumea acum e... Băi, au bătut austriecii 3-2, sunt vai de situația lor, îi nenorocim. Nu, și-au menajat o parte dintre titulari la meciul ăla, pentru că întotdeauna echipele mari își fac planuri pe termen lung. Acum e multă lume care înjură Portugalia pentru că a făcut blat. Ce-a văzut interesul? Slovenia. Odată că și-au văzut interesul, doi la mână, încă o dată, la fel. Ăștia erau și siguri de primul loc. Olanda, iată, a plătit, a ajuns pe locul al treilea. Și cumva păi fericitat, da, peste România. În fine. Dar Portugalia toate era... Toate echipele mari erau... Cum facem noi, mă, să ajungem să jucăm cu România? Portugalia era sigură de primul loc și era firesc să-și menajeze titularii și toate echipele mari care vizează câștigarea trofeului și nu să ajungă dintr-o rundă în alta. Noi luăm prin surprindere exact pe dos. Deci planuri pe termen lung și menajează... mare. Da. Noi ne menajăm rezervele și intrăm acum tare de tot și cu Mihaila. Și intrăm băieții, băieți, că avem pe bancă niște oameni care Mișcaș ar putea... Alibeche fresh. De-abia așteaptă. Alibeche e chiar fresh, da. Da. Adică sunt soluții. Hai să mai vedem. Hai să mai vedem. Neața, băieți.
Uite că ne-am calificat și am ajuns și în optim. Iar asta este o reușită senzațională, da, din punctul meu de vedere. Pentru că începând de aseară, toată opinia publică sportivă vest-europeană și nu numai va ști unde este România pe hartă, ce culoare are echipamentul echipei noastre, vor fi familiarizați poate cu părți din imnul nostru și cu siguranță vor cunoaște nume de fotbaliști români. Pentru că acel embargo al vizibilității în plan fotbalistic internațional pe care singuri ne l-am creat prin ineficiența de care am dat dovadă în atâtea meciuri, acel no-name în calculele, pronosticurile, clasamentele făcute de analiști sportivi străini sau doar iubitori ai acestui sport, ei bine, toate astea vor dispărea. Pentru că România a devenit o prezență palpabilă, iar botezul generației de suflet tocmai a avut loc. Hai România! Vă salută Dănuț din Galați. Da, mă, Dănuț. Și după meciul de ieri, nu știu dacă... Bravo, nu știu dacă ați, da, s-a nimerit să fie Dănuț chiar de la Galați. Nu știu dacă ați observat, la tribuna a doua tot meciul a fost un banner cu Galați. Nu da, ați observat, da, 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 ați observat, da, da, cu Galați permanent a fost acolo. Băi, și apropo de vizibilitate, senzațional. Da, ne-a luat un pic șunca din fasole Georgia acum, că da, toată lumea a fost atentă pe noi, dar știi? Moda ce alergau Georgia. A venit și Georgia, nimic, și Slovacia, până la urmă, că nici Slovacia nu-i vreo prezență obișnuită în faza asta. Dar noi, Slovenia... noi de ce nu încercăm să ne cumpărăm bilete la UEFA, nu știu ce? Păi uite, hai să încercăm. Să facem ce cu ele, să le vindem la suprapreț? Ne luăm vacanță, un pic. Nu e nici colegul Osmanovici, a zis nu că zice pleacă... de dori. Da. Eu propun că României să-i se dea după acum titlul de campioană europeană, pentru că e normal, și să-i lase pe restul să se lupte pentru un onorabil loc 2. Nu ridicați în sprânceană, pentru că o să fie o luptă frumoasă. PSU, nu mai am niciun fel de respect pentru Portugalia, pentru ce a făcut aseară. Luca, ai legătura. Păi n-auzi, da. Acum ai ce spus ei. N-are... Oamenii și-au văzut de treabă. Plus că l-au lăsat pe Cristiano. Ăla n-ai, mă, nu te înțelegi cu el. El fi să... Hai, mă, Cristi, te odihnești și tu. Mai nu, vreau să dau gol, vreau să dau gol. Și vezi că a avut... Că m-am uitat la meci. A avut o lovitură liberă de aia, dar lui a dat o rachetă. Era să dea peste un copil că a vrut să dea cu capul într-o minge, unul de-al lui. Era unul, un tânăr, a vrut și el să dea cu capul săracul și l-a încurcat, a nebunit ăsta, ce față a făcut. Omul este... e o mașină, vrea să câștige orice meci și ar fi putut să-i încurce pe Georgien de unul singur, da? Na. Să trăiți, Marian, să din trăiți. Elveția sunt. Meciul a fost bun, denotă faptul că s-a terminat egal, doar că părerea mea. Așa. Cu Belgia am jucat mai bine și am luat bătaie. Aseară mi s-a părut că am jucat mai prost. Au fost dar cu toate emoții. Astea e bine că ne-am calificat în optim și acum încolo Dumnezeu să fie cu ei, cu noi toți. Și poate se reunește echipa mai mult pentru meciul cu Olanda. Vă salut! E reunită. Acum, na, băi, e foarte greu să duci. Adică la meciurile astea presiunea este cumplită. Când știi că joci și că orice gol poate însemna să pleci acasă, este extrem de greu. Dar să crezi că nu va fi presiune și pe olandezi, marți? Da, da, ce rușine ar fi pe ei să... Numai că ei au mai trecut prin asta. Noi nu să-i scoată prea... România. Ei știu. Ei știu. Ne întoarcem fix într-un minut. Mihai, cu noi, bună dimineața. Salut, Mihai. Bună dimineața, bună dimineața. Dacă până salutul a fost hai România pentru astea două zile, salutul este bravo România. Mm-hmm. Corect, frumos spus. Prima parte a meciului m-a cam băgat în emoții și pe mine, la fel ca pe șeful de la sport, Luca, da, pentru că nu prea a fost zavă. De remarcat și super a fost, în opinia mea, portarul nostru. Da. Publicul care a fost super în toate aceste ape. Dar cu Olanda abia acum cred că arătăm că vrem să avem valoare și că vrem să fim cineva, dacă într-adevăr vom juca foarte bine cu Olanda și dacă măcar înscriem în întâlnirea cu Olanda. Dar am o întrebare pentru șeful de la sport. Vă rog. Luca. Da. Dacă nu era să fie penalti, eram capabili să egalăm? Da, e foarte probabil. Eram capabili să marcăm un gol? Eu zic că da. În care s-a jucat. Eu zic, în primul rând, meciul arăta altfel. Întotdeauna se fac discuții de-astea și mie mi se par amuzante. N-am spus-o tendențios. Nu, am înțeles. Nu, sunt de acord cu tine. Dar zic, mereu microbiștii au tendința să facă discuții de-astea contrafactuale, să zic așa.
Domne, dacă nu dădeam gol din penalti, la revedere, pierdeam. Păi stai, mă, erau de jucat 60 de minute și se juca altfel, adică trebuie să iei în calcul faptul că... Ar fi fost că, al meci și exact, probabil că am fi pus presiune pe ei. N-ar fi curs la fel, s-ar fi întâmplat cu totul alte lucruri acolo. Ar fi fost alte schimbări de jucători, ar fi fost altă desfășurare a ostilităților. Da, ori întotdeauna aici se discută așa. Ok, când e vorba de un gol marcat în minutele de prelungire, acolo da, poți să spui că nu mai era timp să se întâmple mare lucru. Dar când sunt astea, minutul 30 a fost un gol. Ce se întâmpla dacă nu era? Sigur pierdeam. Istoricii și comentatorii profesioniști urăsc istoria contrafactuală. Da, exact. Victor, bună dimineața! Salut, Victor! Bună dimineața, bună dimineața! Salut! Mi-ar plăcea ca în meciul cu Olanda să-l văd pe Ali Bek, să-l văd pe Florinel Coman, să-l văd pe Stanciu. Au timp să se răzbune. Depinde doar de ei. Am văzut meciul aseară în Oslo, într-un parc, pe un proiector mare, iar undeva în același parc era și Belgia cu Ucraina. S-a părut tare ciudat așa. Să auzeam partea altă câteodată cât un vuie, zice, hai mă, doar n-au marcat. Și nu marcase. A fost ceva care, exact cum a jucat și Portugalia, poate. Bă, ne-am urmărit interesul. Nu mi s-a părut că a fost blat, cu excepția la sfârșit, când a început să plouă, chiar în ultimele minute. Mi s-a părut că am fi putut să luăm un gol, dar am fi putut să și dăm. De asta zic. Adică n-ai cum să... S-a jucat... Ca să nu uităm lucra pe asta cu... Parcă așa am înțeles, că la primul meci cu Ucraina a venit un preot, le-a făcut și festania cea noastră românească, la al doilea n-a venit. Și a crezut că ține efectul de la prima, n-a luat-o în calcul acolo, dar a fost eu. Nu, cred că i-a mai făcut una, că n-a fost concentrat, dar destul, dar a ieșit. Bă, până la urmă, da, dacă a ieșit și s-a terminat cu bine, nu putem să ne mai băgăm. Bine, Victor, îți mulțumim pentru telefon. Dănuț, bună dimineața! Salut, Dănuț! Bună dimineața! Bună! Te ascultăm! Dănuț? Alo? Tu mai prost decât. Da, cred că avem întrerupere. Sunt ceva probleme cu... Da, e cel mai bun. Da. Mai fi bună dimineața. Mai sună-ne odată. Mai sună-ne. Cum? Zi, Luca. Apropo de ce s-ar fi întâmplat dacă nu dădeam golul ăla din penalti. Edi spunea foarte bine aseară că nu ne-am... Asta e, generația asta nu se lasă și a revenit de atâtea ori că sigur ar fi revenit și aseară. Am pus în joc tot timpul tot ce am avut. N-am cedat. Au fost 4 jocuri în acest an în care am fost conduși și am revenit. Am refuzat să pierdem, am dat tot. Și azi nu ne-a căzut bine să plecăm de la 1-0, cu toate că noi am avut primele ocazii importante. Dar s-a întâmplat și am revenit. Eu sunt mândru de ei și mergem mai departe. Cu inimă, cu inteligență, cu echilibru. Cred că ați văzut că am dat totul așa mult să câștigăm meciul. Până în minutul 80, când am securizat rezultatul și era normal, mai ales că știam ce se întâmplă și dincolo. Dar până atunci echipa să grăbea să repună, să joace mingile, ne-am dorit victoria. Faptul că ne-am calificat și cu un punct și am scris istorie, terminăm pe primul loc, e mai mult decât binevenit. Poate data viitoare să nu mai fim conduși atât de repede, să nu mai, adică, știi, să-i conducem noi pe ceilalți. Ar fi. Asta n-ai cum să... Titi, bună dimineața! Salut, Titi! Bună dimineața! Salut! Băieți din Brașov, prietenul vostru pe aici, mă așteptam ca primaria să organizeze ca și Timișoara, ca și că la ce mi-a de origine întâlnirea suporterilor cu Naționala pe un ecran. Dar nici în București nu s-a organizat primăria, să știi, deci sunt inițiative private, din câte știu eu, toate... E adevărat. Mie îmi place stilul de joc a băieților, mentalitatea. Se cunoaște că mulți dintre ei joacă de amore în vest și nu poți abandona niciodată ideea de a câștiga și a te impune pe teren. Când venea penaltul ăla sau că se scria din acțiune, gol plutea în aer oricum. Și îi dau dreptate și antrenorului că au revenit, au avut, eu știu, puterea asta mentală să revină în joc și să-și impună, eu știu, punctul de vedere. Îi felicit, cu Olanda o să fie un meci greu, însă eu cred că sunt destul de determinați încât să fac o figură bună și acolo. Îi batem cu determinare. Asta mi se pare. Bă, dar cum ar fi fost aseară să pierdem cu 1-0, să fi rămas egal și să ieșim din... Mama, aia era o tragedie. Și, adică în condițiile în care, în sfârșit, depindeam numai de noi. Da. Nu vreau să mă gândesc ce discuții ar fi fost aici.
Mulțumim pentru mesaje și pentru telefoane. Hai România! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.